da, da. Da? Da, da. Basta, fa. Opa, fa ce mai greu. Opa. Auzi, vreau să vă vedeți. Deci ăștia adici, deci îi salutăm de prietenii noștri de aici, de la tablă. Deci urmăriți cu drag de profi online, așa cum... Ziceați. Bine ați venit. Efectul numărul 9, de la pagina 24. 9, de la... Pagina 24. Efectuați. Amin. Intervalul... Intervalul deschis, minus 1, 7. Deschis, deschis, după. Minus 1, deschis, da? Da, minus 1, 7. Reunit. Da, hai să. 7, tot deschis. Da. Reunit. Reunit cu intervalul închis, 5, 12, închis. 5, 12. 2, 12. Închis. Egal cu? Egal cu. Miruna? Acolo ce scrie? Deschis minus 7. Reunit cu 5, 12. Trebuie să-mi amintiți ce înseamnă reuniunea. Reuniunea înseamnă toate la un loc, ai toate. Da, 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 da. Da, da. Și este egal cu... trebuie să nu putesc. De la minus 1 închis, de la minus 1 deschis, da, până la 12 închis. Corect. Minus 1 închis, deschis până la 12. Mirena. Ca să înțelegem foarte bine, fiindcă 5 este din interior, ai avut șansa să spune că s-a acoperit toată zona, dar nu s-a luat 12. Hai să facem și pe reprezentarea trasă. Deci aici este 0, pe aici undeva este minus 1, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Și am mers de la minus 1 deschis până la 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vezi? Minus 1, 7. După care o luăm de la cât? De la 5. Ia de 5. Până la 12. Să vede că s-a avut o zonă suprapusă. Chiar care a fost intersecția? La 5 la 7. Mm-hmm. Și atunci zona s-a acoperit foarte bine cu încă, nu? O zonă de două ori a fost luată, numai bine a făcut așa ceva. Benic. Benic. Minus infinit 3 închis. Minus infinit 3 închis. Mai puțin 0 plus infinit. Minus? Minus. 0 plus infinit. 0 plus infinit. Plus infinit. Minus infinit până la 0 deschis. Minus infinit până la 0 deschis. Închis. Închis. Închis cu 0 nu apare acolo. Așa. Deci face ca răspuns minus infinit până la 0. Minus infinit până la 0 deschis. Nu, închis a fost, da? Închis. Perfect. Ce? Mai puțin 0, așa? Da. Deci, din mulțimea asta, am scăzut mulțimea asta, Mihaela. Și 0 aparține mulțimea. Deci, din mulțimea asta, am scăzut mulțimea. Și la scăderea a două mulțimi, supun toate elementele de aici, ce nu sunt dincolo. Deci, tot ce este de aici, și nu se găsește acolo. Ei bine, aici se găsește și de la 0 până 0, 1, până la plus infinit. Și în zona asta am și 0, 1, 2, 1, 3, cu toate punctele intermediare. Da, da. Ei, și fiindcă scad tot, în afară de 0, 0 îi rămâne aici. Și de aceea, minus infinit, 0, 0 inclusiv. Inclusiv, da. Că tot scad pe 0, 0 nefiind aici în mulțimea asta. Da. Interval deschis. Ce? Interval închis, minus 4, 4. Minus 4. 4, închis. Intersectat cu intervalul închis 2-5. 2-5. Intersectat atunci avem de la 2 până la 4 închis. Deci minus 4-4 intersectat cu 2-5. De la 2 până la 4 închis. Intersecția înseamnă cel comun, nu? Exact. Da.
Și ai zis de la 2 până la 4. Foarte bine. 2 închis, 4 închis. Da. D. D. Mulțimea numerelor naturale. Deci mulțimea numerelor naturale. Intersectată. Cu interval închis minus 3, 3. Cu interval închis minus 3, 3. Interval închis. De la 0 interval închis până la 3 interval închis. 0, 3 interval închis. Atenție, mulțimea numerelor. Da. Deci mulțimea numerelor naturale de aici. A, 0, 1, 2, 3. A, da, 0, 1, 2 și 3. Da, cu că acolo. Așa. Deci, mulțumesc la numai atroate, așa nu e numărăm. 0, 1, 2, 3. Apoi. E. Minus 4 deschis, 1 închis. Minus 4 deschis, 1 închis. 1 închis. Intersectat cu 0. Cu 0. Adică toți întregii de aici. Minus 4, minus 3, minus 2, minus... Minus 4? Nu. Minus 4, nu. Minus 3, minus 2. Minus 3, minus 2. Minus 2, minus 1, 0 și 1. 0 și 1. Da. Și F. Minus infinit 1 închis. Minus infinit 1 închis. Închis. Mai puțin minus infinit 1 deschis. Scăzută mulțimea. Minus infinit, 1 deschis. Minus infinit, 1 deschis. Numărul 1. Deci este egal. Mulțimea formată doar de elementul 1. Da, putut de interval, da? Și la pagina? 25. 25. Nu mai scrieți ca interval mulțimile. Scrieți. Ca interval. Ca interval. Mulțimile. Mulțimile. E egal cu. E mare egal cu. Tot X și din el. Cu proprietatea. Modul din 4x minus 1 supra 5. Modul din 4x minus 1 supra 5. Minus 1, totul supra 5. Da, da, da. Asta mai mic decât 3. Mai mic strict. Da. Decât 3. Dacă poate modul 4x minus 1 pe 5 mai mic decât 3, înseamnă că în 4x minus 1 pe 5 o să aparțină intervalului mai mic decât 3, adică interval deschis 3 până la minus infinit. Nu? Nu. Hai să pornim așa. Noi trebuie să rezolvăm așa asta. Că deci cu proprietatea, adică condiția trebuie lucrată. Și atunci, aceea îi punem mulțime. Deci la o configurare de 4x, modul de 4x minus 1, supra mai mic egal, mai mic strict decât 3. Aici aș vrea să insistăm un pic la proprietățile modulului. Da. Ia să zicem. Proprietățile modulului. Da, modulului. Și unul. Modul din X mai mare dat decât 0. Prima proprietate cunoscută, da? Modul totdeauna e număr pozitiv. Urmează explicitarea 2. Modul din x ori y egal cu modul din x ori modul din y. Dacă sunt două elemente axe mai multe, din parte. 3. Modul din x supra y egal cu modul din x supra modul din y. Deci modul unei fracții, modul de numărător pe modul de numitor. Y cred că foarte bine mi-a luat în acasă, atenție, cred că trebuie să avem important lucru, că ori de câte ori vedem o fracție, să punem, punem condiția de existență a acelei fracții. Deci nu avem voie să spunem
ceva despre fracția aceea. Nici nu stau, nici nu scriu dacă m-am pus condiția aceea. Dar am scris-o imediat să zic de condiție. 4. Mă duc din x plus y, plus sau minus y, mai mic egal, decât mă duc din x plus mă duc din y. Da? Deci asta e de nou o condiție foarte importantă. Și 5. Modulul diferenței modulilor mai mic egal decât modul din x plus y, cum acumva, ia vezi acolo, deci modulul diferenței modulilor. Modul din modul? Modulul diferenței modulilor. Modul din, modul din x. Are modul din x minus y, dar un singur modul mai mare egal decât modul din x minus modul din y. Cum ai acolo? Modul din x minus y. Da. Mai mare egal decât modul din x minus modul din x. Minus modul din y. Asta-i cu plus. Stai o secundă, trebuie să fie și asta. Modulul diferenței modulilor mi-e bine egal decât modulul sumei. Modul din x plus y. Dar să... vedem dacă așa este, prin niște exemple concrete. Deci x și y, că astea poate să fie niște numere care sunt, ori am două pozitive, ori am două negative, ori pe rând, una negativă, alta pozitivă. Deci 4 cazuri putem să avem, da? Deci dacă ar fi x egal cu 2 și y egal cu 3, când îl locuiesc aici, vine modul din 2 și cu 3. 2 minus 3 minus 1. Da? Modul din 2 din minus 1. Mai mic egal de plus. Mai mic egal de modul din 5. Adevărat. Adevărat. 1 din mic de 5. Da. În alt caz. X egal cu minus 2 și Y egal cu minus 3. Hai să luptăm două negative. Și atunci vine tot așa modul din 2. Minus 3 face minus 1. Și este situația de mai înainte. Acum. Și x egal cu minus 2. X egal cu minus 2 și y egal cu 3. O să avem 2 minus 3, e aceeași. Minus 1 e mai mic decât cine? Minus 1 e mic decât? X plus y. Decât 1. Decât 1. Adică 1 e egal cu 1. Egalitate. Da, da. Da. Și să luăm cealaltă, că x-ul e egal cu 2 și y egal cu minus 3. Da. Deci vine... 2 minus 3, iar minus 1. 2 minus 3 face minus 1, modul 1, mai mic egal decât x plus y. Minus 1. Minus 1, care face tot 1. Egalitate. Deci, în concluzie, este bună. Este egal. Modulul diferenței modulului mai mic egal decât modulul sumei. Celor două numere. Ei, le-am amintit pe acestea. Da. Pentru că aici avem modulul unei fracții. Adică, din cauza răstea, le-am repetat pe toate. Da. Și adică zimile în acolo. Adică... echivalent. 4x minus 1. Modul și 4. Modul de 4x minus 1. Supra. Supra modul din 5. Exact. Conform proprietății. A. Da. Modul de x supra y, egal modul din x supra modul din y. Păi da, și noi nu știm că x e negativ sau e pozitiv. Dar nu, e o proprietate. Da. Modulul unei fracții e egal cu modulul unui fiecare, numărul 2 sau modulul unui fiecare. Trebuie să mai departe acum. Echivalentul. Modulul de 4x minus 1 supra 5. Da. Modulul din 5 poate să supra 5. Mai mic decât 3. Mai mic decât 3. Echivalentul. Modul ori 5 cam 2. Deci mulțim cu 5 cam 2 și vine să zic pe aici. Modul din 4x minus 1 la 2 în prima, că 5 cu 5 da, se simplifică. Da, mai mic decât 5. Ca și m-aș fi adus la aceeași mitor. Mai mic decât 15. Mai mic decât 15 din urmă, nu? Da. Eu 15. Ei, ca să fie mai mic decât 15, noi știm să lucrăm cu intervale, nu știu ce, acolo pe semnul, tot, și explicităm și lucrăm. Dar, ca să fie mai mic de 15, înseamnă că expresia asta să fie între 0 și 5. Nu? Între minus 15. Da, modulul poate fi minus. Că nu modulul este.
ci expresia de acolo. Deci eu acum spun așa, echivalent, ca expresia 4x minus 1 să fie cuprinsă între minus 15 și respectiv 15. Pentru că dacă ar fi minuna, dacă ar fi aici minus 12, pădun din minus 12, cât faci pădun din minus 12? Deci dacă asta ar fi minus 12, cât faci pădun din minus 12? 12 minute 15? Da. Păi eu asta am spus. 4 x minus 1, adică expresia de aici, cuprinsă. Am înțeles, e mai mic a 15, e mai mare ca minus 15. Pentru că expresia de aici poate fi și negativă. Da, și de ce nu mergem până la 16, 17, 18? Păi dacă mă duc până la 16, minus 16, da. Și cum mă duc din minus 16, cât este? Mă duc din minus 16, 16. 16 mai este mai mic ca 15. Aha. Da? Da, deci, iată... S-a pus clar, dacă e mai mic ca 3, asta înseamnă că e un interval deschis 3 și minus 3, a, pe 5. Și acum e aceeași chestie, dacă am înțeles-o și de 5. Deci, mă duc din x, hai să spun așa, mă duc din x mai mic decât un c, decât un număr c. Echivalent. X-a fost un interval deschis c. Va spune că x este cuprins între minus c și c. Ai înțeles de asta? Da? Da. Dar nu este o formulă ca să ții minte, ci e pur și simplu exploitarea modulului. Da. Ce să fie acolo, câtă vreme știi că modulul îl transformă în plus. Poți să fii și numer negativ până 15. Da. Nu numai 0,15. Înțeles. Bun. Și o să avem că minus 1 facem. Plus 1 peste tot. Să avem cu minus 14, mai mic de 4x, mai mic de 16. Împărțim la 4 și avem că minus 14 supra 4 mai mic decât x mai mic decât 4. Să avem că prin 2, 7, supra 2, minus 7 pe 2. Minus 7 supra 2. Mai mic decât x mai mic decât 4. Deci x aparține lui intervalul deschis minus 7 pe 2. Mai mic sau mai mic egal, domnul? Mai mic strict a fost. Mai mic strict. Da. Așa. Mai x aparține intervalului deschis minus 7, 2, 4. Deci rezultă că x aparține intervalul, x aparține intervalul de la 7, minus 7 pe 2 deschis, minus 7 pe 2 deschis, și la 4 pe 2 deschis. Așadar, la întrebarea de aici, eu cine este? Răspuns, eu este egal cu ce am găsit noi, intervalul deschis, minus 7 pe 2, la 4, da? Da. La 4 deschis. Asta este mulțumirea. Mai de rog o dată. Eu șterg. Nu șterge, eu sunt un minunat. Proprietățile mi șterg în momentul sau nu? Șterge. Am amintit acum, le știm, dar pe degrețel și prietenii noștri care vor urmări, cei care vor urmări filmul vor de a vorbea de ea. Și... Ce să nu șterg? Șterge tot. Șterg tot? Lasă un pic asta, că discuția. Hai și pe deasupra. Ești. Deci, autorul ne-a întrebat, știi tu cine este mulțimea E, formată din tot ce și real care se verifice asta? Nu puteam să dă răspunsul minus 7 pe 2, 4. Nimeni nu poate să facă asta. Dar, fiindcă condiția la modulul fracției mai mic decât 3, puteam să forțăm deodată fracția cuprinsă între minus 3 și 3. Dar eu m-am folosit de faptul că modulul infracției, dar cu modulul numărător pe modulul numitor. Da. Am avut eu ocazia să-mi amintesc proprietății. Da. Dacă eu mergeam și mi-am 4x minus 1 pe 5 cuprins între minus 3 și 3, am și-am aceea, tot așa vreau între minus 15 și 15, puteam să mă duc cu probabil, dar mai repetam toate proprietății. Încât, în ultima instanță, ar trebui să rezolvăm în ecuația, și am tot dus-o pe asta, condiția dată de autor, în echivalent de echivalent. A vorbit de asta, e de fapt aș spune și aparțin la acestuia. Adică am mers tot timpul pe echivalență, propozițiile sunt echivalente din punct de vedere a valorii de adevăr. Da? Am făcut un pic de logică matematică pentru una din zile. Iată, deseori am rezolvat așa. 2x plus 3y egal cu 5, cred.
Acesta este un enunț care depinde două variabile. Un astfel de enunț care depinde două variabile nu mai pot găsi. Sunt multe perechi X și Y care verifică relația aceea. X egal cu 1 și Y egal cu 1. Sigur că da, și sunt foarte multe. N-am timp să le vedem. Le putem descoperi. Dar sunt foarte, foarte multe. Dacă însă la asta mai adaug o altă relație, minus 3X plus Y egal cu 1, și înseamnă că eu acum caut perechele X și Y care verifică și pe prima și pe a doua. Deci, practic, conectorul care le leagă este și. Asta e propoziția pe 1 de X, Y și asta e pe 2 de X, Y. Și când rezolvăm simultan, punem așa acolo la asta, e fapt un sistem, o să înțelegeți cât de repede, o să înțelegeți de repede. Și a rezolva un sistem înseamnă așa, a te întreba care sunt perechile X și Y care verifică și pe prima și pe a doua. Deci fac adevărate și prima propoziție și a doua. Și. Și așez și tu ești mai repede, că nu știu ce faci, e acolo, în adunni, găsești o manetă, găsești pe X, te duci cu Y, în sfârșit te descurci. Dar, logica matematică, din parte din logică matematică, ce am arătat că e dată ieri sau o zi, trecut, nu știu când am făcut noi, tabelul de adevăr, ne ajută la înțelegerea acestui fenomen. Între conectorii logici și operații mulțime există o legătură perfectă. Pentru că intersecții căutăm elementele care sunt și colo și colo. Și la una și la cealaltă. Deci este un fel de și cu acela, și colo și colo, există conectorul și. Iar la reuniune, punerea la un loc a elementelor unei mulțimi la care adaugi celelalte este sau de la în logica matematică. Sau asta, sau cealaltă. Mă bucur foarte mult să fie una din ele adevărate, ca să le reconectorul sau. Ai urmărdițile? Nu le urmărdițile în chiar. Da, dar de acum o să vă dau sarcina. Și am să vă, am să găsesc o chichițe încât să vă întreb la săptămâna care începe cât e ceva din lecțiile făcute. Nu pot să mă împac, nu reușesc să vă conving. Acolo e bogăția de informații. Cât ai fi tu de atent acum, nu poți să prinzi totul din ce spun eu. Dar acolo când te duci încă o dată, tu și acolo spui, aha, așa va să zică, orice interesant. Asta am scăpat la clasă. Acum, vezi? De aceea spun că trebuie să te apropii de ceea ce fac cei care nu stau cu mine la lecție. Cei care mă descoperă și spun, am rezolvat domnul profesor tot. Mă simt extraordinar. Când dau lecții de pe internet, mă duc o dată, două, șapte ori, dau acolo, nu se înțelege, mai e împărată. Deci insist pe asta. Vreau să mă detașați de meditația clasică. Meditația clasică este aceea care stai cu profesorul acolo, îți dictează, cum spui, tu ce mă încep, la revedere, s-o luam oară și-o terminat. Aici facem altceva pentru că te poți uita cu oricând vrei tu. Hai să facem mai departe. F mulțimea F egal cu tot ticilinier cu proprietatea modul din X minus 1 pe 5 modul din X, X minus. Minus 1 pe 5 și de modulul mai mic egal ca 4 pe 5. Așa, mai mic egal de 4 pe 5. Tot sunt modul, domnul profesor, tot ce e acolo e modul. Și cu 1 pe 5. Da. Bine. Așa vă gândeam să fie, dar nu vedem mai multe saltă. Hai să facem așa. Modul de x minus 1 supra modul din supra 5. Modul din? Nu, x, uite cum e. X minus 1 pe 5. 1 pe 5. Mai degrabă de 4 pe 5. Echivalent. Aduce x minus 1 pe 5 poate să fie de la minus 4 pe 5 care este pătrată până la 4 pe 5. Deci traduce modul de deci echivalent va spune că minus 4 pe 5 mai mic egal
decât x minus 1 pe 5 mai este egal decât 4 pe 5. Nu e modul acolo, nu. Ok? Nu, nici acolo nu e modul. Nu, 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 tocmai e. Vorba explicitării. Înseamnă că expresia asta din modul este cuprinsă între numărul ăsta cu minus și numărul cu plus. Nu știu cât se aparține intervalul x minus 4 pe 5, 4 pe 5. Deci, Andrei, mă numesc pe 5, nu? Andrei, mă numesc pe 5. Peste celălalt. Și echivalent. Minus 3 pe 5. Minus 3 pe 5. Mai mic e cramă. Decât x. Decât x. Mai decât... Nu. Decât 1. Adică, de s-a putea să fie echivalent. Cu x aparține. Parte de pătrate, sumul închis. Minus 3 pe 5, 1. Deci aparține intervalul închis la minus 3 pe 5 la 1. X aparține intervalul închis de la minus 3 pe 5 până la 1. Adică mulțimea cerută de autor este chiar de asta. Minus 3 pe 5 la 1. Terminat. Dacă nu mă pot folosi din proprietatea asta, profesor, adică, modul din x minus y mai mare e egal decât modul din x minus modul din y? Modul din x minus y. Modul din x minus y mai mare e egal decât modul din x minus modul din y. Modul din x minus modul din y. Mă pot folosi din proprietatea asta? Nu, nu mi-ajută la nimic. Cam acolo x minus y? Nu mi-ajută la nimic. Atâta vreme cât eu am modulul unei expresii mai mic decât un număr, înseamnă că expresia aceea e cuprinsă între minus cu număr și plus cu număr. Mai am stabilitate, adică mai continuare. Adică mai continuare. Deci 22 de la pagina... Deci 22. De la pagina 25. Efectuați. Efectuați. A. Interval deschis minus 3, 7. Interval deschis minus 3, 7. Reunit cu interval... Da, minus 3, 7 la amândouă deschis. Deschis, da. Reunit cu numerele minus 3 și 7. Elementul minus 3 și 7. Mulțimea formată din elementul minus 3 și 7. E ca mult. Mulțimea bine. Reunit minus 3 și 7. A. Interval închis de minus 3 și 7. Deci capetele lipseau și acum ele sunt prezente și se ridică perfect deci la minus 3 închis la 7 închis. B. Interval închis minus 2, 5 deschis. Minus 2, 5 deschis. Mai puțin minus 2. Mai puțin mulțimea formată din elementul minus 2, trebuie să spun așa, da? Da. Interval deschis, minus 2, 5. Deci, fel de capătul și rămâne interval deschis, minus 2, 5. Ce? Interval deschis, minus 4, 6, închis. Minus 4, 6, închis. Intersectat cu 10. Cu 10, da? Da. Egal cu minus 3, minus 2, minus 1, 0... Deci toți întregi de aici, Ivra. Da. Da. Sunt minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5 și 6. B. Mulțumesc pentru naturale stelat. Intervalul deschis minus 7, 10.
minus 7. 10 să deschizi. Intersectat cu intervalul deschis, minus 4, 15. Minus 4, 15. Este la arcul de intersectat de la minus 4 închis până la 10. Deci să fie și 1 și altul mulțumit. Da, până la 10 închis. Minus deci, 4, 10. Atenție! Să fie și ăsta mulțumit și ăsta mulțumit. Păi de ce ai zis închis? Păi de ce ai zis minus 4? Că acolo e deschis. Am zis minus 4, pentru că la minus 7 la 10 e și minus 4. Da, dar nu ești aici. Noi luăm elementele comune. Da, acolo nu-i. Minus 3. Nu, nu. Minus 4 deschis. Așa, da. Minus 4 deschis. Deci m-am oprit că ai zis minus 4 închis. Da. Minus 4 deschis. Până la? 10 deschis. 10 deschis, așa, da. Corect. F. Interval deschis. Minus 2, 8 închis. Minus 2, 8. Reunit cu intervalul închis 0, 21, tot închis. 0, 21, tot închis. Da. O să avem... de la... Reuniunea înseamnă la 1. Că sunt cocele jos. Da, de la minus 2 până la 21. Deci reuniunea până la 1, da? De la minus 2. De la minus 2 deschis. Da. Până la 21 închis. 21 închis. Corect. G. Interval deschis minus 5, 4. Minus 5, 4. Tot deschis. Intersectat cu elementul... Mulțumesc, am luat din elementul 4. Așa. Egală cu minus 5 deschis, 4 închis. Atenție, e rău, da? Intersectat. E 4. Atenție, Miorna. Acum e deschis la 4. Da, e mult mai bine. Așa, da. Deci nu am ce le-ai H. Interval deschis minus 5, 4. Tot deschis. Intersectat cu interval deschis minus 7, 2. Tot deschis. Intersectat e de la minus 5 deschis până la 2 deschis. Exact. Minus 5 deschis la 2 deschis. Adică e minimul dintre astea două, a? Mm-hmm. Și minimul dintre astea două. Așa. Interval închis, minus 5, minus 4, tot închis. Mai e, da? Da. Interval. Închis. Minus 5, minus 4, tot închis. Intersectat cu intervalul închis, minus 4, 3, închis. 3, închis, da? Da. Este egal cu minus 4 închis până la minus 3 închis. Atenție, nu, da? Până la 3 deschis. Atenție, nu, da? Păi intersectat, adică elementul comun, de la minus 4 până la ce atunci? Păi la 3 nu l-avem prima. Da, minus 4. Deci mulțimea formată din elementul minus 4. Da, și prima așa doar. Ce stau aici? Exact. Sigur așa? Pe care am făcut cu da.
capacitate. Deci, trei săptămâni. Păi A minus B. Ce la minus 3?
Deci tot ce este în A, și am avut zona asta în A, de la minus 3 la minus 2, da. Și de la 3 încolo este în B. Da. Pune tot ce e în A și nu este în B. E bine, atât. Minus 3, minus 2. Da. A minus B. B minus A. B minus A este... Tot ce este în B. Ce este în A. Da. Adică de la 3... nu, și 3 e în B. Deci și în B și în A. De la 4 la 8. Atenție. E la 3 deschis. Deci punem tot ce este în B și nu este în A. Păi da, de la 4 nu mai era. Inclusiv dar 4, ce caută 4? Păi 25 pe 3 e 8, ceva. Da. E 8, deci, 8, ceva. Da, deci e de la 4 până la 8, ceva ora. Deschis. Nu cred. În A este și 3, inclusiv 3. Găsesc pe 3 în aici. Da. Păi rege și în B și în A. Păi da, mai nu trebuie să-l pun atunci. Atunci pun 3 deschis. 3 deschis, de ce am zis? De la 3 deschis la 25 pe 3. Sigur că da, asta e porțiunea. 3 deschis, dar tu ai zis la 4, parcă ar fi mai natural, dar 3 la 4, de câte numere reale sunt. Exact, de câte lasă, să vezi. Deci multe. La 3 deschis, deci răspuns corect, 3 deschis la 25 pe 3, da? Tot deschis, că așa este dat în probleme. Și ce mai avem aici? A intersectat cu multe numere naturale. A intersectat cu E. Mm. Poate numere naturale din intervalul A. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2 și 3. 0, 1, 2 și 3. Apoi, B intersectat cu Z. B intersectat cu Z. Parte numele întregi. Minus 2, minus 1, 1, 0. Fără minus 2. Da, minus 1. Da. Deci, B intersectat cu Z e formată din elementele minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, nu? Da. Acolo sunt 8 întregi, 8, da. 8 întregi și o 3, 8, 9, 9, 9. Asta a fost punctul A. Punctul B. Punctul B. Mulțimea mare este egală cu tot acei X care aparțin mulțimii numărilor reale, cu proprietatea. Modul din 2X plus 1, mai mic decât 7. Și B este egal cu toți X numere, cu proprietatea, modul din 2x minus 1 totul ca 6, modul la 2, așa, mai mic egal de 2. Cred că poate fi de la modul de scântă. Lasă că nu mai vorbesc eu, să vorbesc și mama. Când îți treci un pic, da? De la schimb de la minus 7 la 7. Deci, îmi face mai multe ori decât. Din 3 plus 1, cuprinse de minus 7 și 7. Da. Deci, să luăm deoparte, să lucrăm 2x plus 1, cuprinse de minus 7 și 7. Echivalent. Minus 1. Adunăm unul, scădem unul pe sfârșit și vine minus 8, mai mic decât 2x, mai mic decât 6, împărțim prin 2 și înseamnă minus 4, mai mic decât x, mai mic decât 6. Decât 3. Decât 3, corect. Asta înseamnă că a mare este intervalul deschis minus 4, 3, lambdele deschise. Să ne ocupăm și de cel de-al doilea, 2x minus 1 modul 7, amplificăm, cuprins între minus 7
și 6. Fără moduri, am explicitat, da? Aici adunăm un numărul 1. Deci, valent va spune că minus 6 mai mic decât 2 x mai mic decât 8, nu? Da, fiind împărtinare. Ceea ce înseamnă că minus 3 mai mic decât x mai mic decât 4, adică e vorba de interval deschis, închis, chiar. Clame de capete. Și egal. E x și... minus 3 la 4. Minus 3 la 4. Tot de x. Și cu asta începem operațiile unei intersect diferențe. Exact. Tot ce am pus mai mic. Și începem. A reunit cu B. E egal cu. Ne uităm la cele două și facem de unul. A e egal cu minus 4, 3 deschis și P e egal cu... Nu. Minus... Da. Așa. Minus 3, 4 închis. 4 închis. Da. Punerea la un loc. Da. Punerea la un loc o să fie de la minus 4 închis până la 4 închis. La minus 4 deschis. Deschis, da. Da. Minus 4 deschis până la 4 închis, da. Minus 4 deschis la 4. Minus 4 deschis până la 4 închis. Intersecția. A, intersecția. Egal cu... De la minus 3 deschis. De la minus 3 deschis. La minus 3 închis. Dar minus 3 se află și la, nu? Da, da, e deschis. Este aici, da? Deci la minus 3. La 3. La 3 deschis. Da. Acum A minus 3. A minus 3. Punem toate elementele din A și unde găsim în B? Păi, minus 4 deschis. Da. Până la... Minus 3 deschis. Minus 3 deschis. Minus 4 deschis. Până la minus 3 deschis, da? Aici de ce? A minus B. B minus A egal cu B minus A, punem toate din B. Ce înseamnă să numeam? De la 3 de la 3 deschis până la 4 închis. De la 3 închis. Păi nu se află și în A 3. Păi suntem la... punem toate din A. Toate din B. Toate din B. Toate din B. Da. Și 3 este în B. Da, de la 3 închis. Da. De la 3 închis. De la 3 închis până la 4 închis. 3 închis. La 4 închis. A intersectat cu mulțimea numeratorale. 1, 2. Deci uităm la A și vine 0, 1, 2. Corect. Și pe intersectat cu Z. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Minus 3. 4. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 0, 1, 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, până la 4. Da? Bun. Am făcut și eu. Am făcut și multă de aia. Acum, cu C. Ia să vedem. Ce? A mare este dat cu tot X și din E, și proprietatea. Din E, da. Proprietatea, modul din X plus 2 mai mic, strict decât 2. Mai mic, strict de? Decât 2. 2. Și B, egal cu tot acei X din E, cu proprietatea. Modul din 2 minus 1 supra 7. Modul din 5x minus 3 supra 2. 5x minus 3 supra 2. Am modulat din 1. Da. Mai mic egal decât 6. Mai mic egal decât 6. La, aici închidem. X plus 2 poate fi de la minus 2, minus 2 deschis până deci 2. X plus 2 este cuprins între minus 2. 2 deschis. Minus 2 deschis, că e 2 chiar și minus 2 și 2. Scădem în 2.
și x ar fi de la minus 4 până la 0. X cu fix între minus 4 și... Deci a egal de la minus 4 până la 0. A poate fi de la minus 4. Deci A este intervalul minus 4 deschis, 0 deschis. Mă duc de 5x minus 3 spre 2, mai mic. Da, eu ne-am amintit când am fost, că mă duc cu mama, să mă duc acum. Și lucrează tu, Mirela. Da. Îți las microfonul pe... ca să se audă și... Lăsați ce ați scris pe tablă. Când mă întorc, o să putem vizualiza. Dar da, da, da. Da, da, da. Hai, nu ești. Da, da. Mă duc 5x minus 3 supra 2. Acum am exprim asta, da? Aici da. Asta devine de fapt, da. Și acum luăm separat? Da. Mă duc da, 5x minus 3 supra 2. Să... Și dacă vreți vorbind aici la microfon, la fapte, da. Sau aici. Supra 2. Poate fi la 6. Așa scriu? Sau scriu ăsta supra 2? Ăsta supra 2, da. Așa, nu mai e și la fapte. Că mă duc de 2 în 2. 5 minus 3 supra 2, mai fi egal de 6, amplificăm cu... Poate să fie de la 6, minus 6, păi până la 6. Amplificăm cu 2, da. Amplificăm cu 2 și acum ar fi că mă duc din 5 minus 3, mai fi egal de 12, nu? Așa, așa, atunci acea expresie cum se zice. 5 minus 3 poate fi de la minus 12, cu fixă da? Da. Minus 12 și aici minus 12. Da. Că acum am dat 5x poate să fie de la minus 12, deci plus 3, minus 9. Minus 9. Ar fi egal de 5x. Ar fi egal de 15. Da, prin 5x și x poate să fie... Împărțim prin 3, de la. Împărțim prin... Dar prin 5 nu merge, că aici ai 9. Nu mătează, împărțim prin 5. A, împărțim prin 5. Da. Și x poate să fie de la... Minus 9 pe 5. Minus 9 pe 5. Egal de x. Până la... Am egal de cât? 3. 3. Deci x aparține intervalul. Voi uita așa să pun. Aici. Și deci dacă intervalul, B, mai e mic egal. B e de la intervalul minus 9 pe 5 până la 3. Da. Păi asta. De la minus 9 pe 5. Până la 3 tot de zis, da? Da. E... Am intersectat la... Și acum facem. Am intersectat cu B. La ce, da? Am intersectat cu B. Are un... Trebuit între. Are un simplu B, egal cu... Are un comun B, da, comun. Stai să gândesc. Minus 9 pe 5, 9 pe 5, 2. E un triplu ceva. Deci reunii va fi de la minus 4 deschis până la... 3 închis. Până la? 3 închis. Aici cât ai zis? 1, nu știu ceva. 3 închis, da? Bun, da. Hai de testat cu B. Testat cu B va fi de la... Intersectat înseamnă ce? Da, înțeles. Minus 9 pe 5 închis. Minus 9 pe 5 închis. La minus 9 pe 5 este aici? Da, da, ai zis pe... Până la 0 deschis. 0 deschis. Păi stai să ne gândim că 0 e, nu e naș, deci până la 0 deschis, da. Da, că aici am... Da. Bun. Acum înseamnă pe minus A. Nu pe minus A. Pe minus A. Pe minus A. Da, B minus A, tot ce în B, dar nu e și în A. Tot ce în B și nu este în A? De la 0 închis până la 3 închis. Și acum ar fi în A și în B. A nu și în B. De la minus 4 deschis. Deschis. Da. Până la 0 închis. Păi, până la 0 deschis. Aici e minus 1... Nu, nu, nu. Până la minus 1, până la minus 9 pe 5 deschis. Deci, minus 4 deschis.
5 deschis. Deschis. Acum nu mai am. Are un plus. Interceptat. Ai interceptat pe ea. A, interceptat cum înseamnă log natural. Egal cu 0. Egal cu? Mulțimea mică. Aici 0 nu -i? Da, e mulțimea mică. Și e interceptat pe 0. Egal cu? Minus 2, de la minus 2 închis până la 3 închis. Dar aici e minus 1? Minus 1 pentru 95. Nu contează, dar nu-i voi. Pentru ceva. Dar nu-i... Interfectat. De la minus 1 pe 5 deschis până la... 9 pe 5 deschis. Dar nu, că zice din Z. Din Z înseamnă numerele alea. Deci din Z înseamnă așa. 9 pe 5 cât dă? Nu dă 2. Nu dă 2. Deci înseamnă minus 1. Minus 1. Dar poate aici e mulțime. Poate aici sunt elemente doar. Da, astea elemente. 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 3. B1. 3. 2 și 3. Și da? Da. 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 Ca să faceți un profesor de acum lucrat corect. Ai terminat de mă, algebra. Facem în principiu ce vrei să faci. Da, am terminat tot. Facem în principiu ce vrei să faci.